Bună ziua, vom rezolva în cele ce urmează o parte din subiectele date la admiterea în Academia Tehnică Militară în 2009 la Facultatea de Mecatronică și Sisteme Integrate de Armament. Sunt cel puțin ce mi s-a trimis mie. Sunt două chestionare de concurs, probabil unul dat în iulie, unul în august, nu știu, habar n-am, în 2009. Subiectele sunt, constau din 18 probleme, 12 de matematică, 6 de fizică. Evident, nu le voi rezolva pe cele de fizică, deci sunt 12 probleme de matematică, iar al doilea chestionar, tot varianta A, nu știu, varianta A, varianta B, C, D, în sfârșit, scrie tot varianta A la amândouă, sunt de tot 12 probleme de matematică. Da, deci avem în total aici 24 de probleme, dar repetate pe două examene, da? Da, par la prima vedere drăguțe, hai să ne uităm. Cel puțin l-am scufundat eu aici. Zice, fie funcțiile fn definite pe 0 pi pe 2, fn de x egal cu 1 pe cos la n plus sin la n de x, da? Valoarea i egal cu integrală, pe o scriem direct pe asta, nu mai stau să mai scriu fn-urile alea, egal cu integrala de la 0 la pi pe 2 din F4, adică ce înseamnă? Îl fac pe n egal cu 4 aici, da? Deci cos la a patra de x plus sin la a patra de x ori sin la a patra de x. Deci îl punem aici, da? De x. Acum, atenție! La prima vedere, probabil e puțin de păcăleală, pentru că ești tentat să-l calculezi pe cos la a patra plus sin la a patra. De unde? Din cos pătrat plus sin pătrat, care ți-ar da 1 minus 2 sin pătrat cos pătrat, și pe urmă te complici. În schimb, să ne aducem aminte o formulă frumoasă care spune așa, că integrala de la A la B din f de x de x egală cu integrala de la A la B din f de A plus B minus x de x. Cum se demonstrează asta? Se notează asta cu y, se face schimbarea de variabile și integrala asta este asta. Deci ce spune această formulă? Zice, domne, poți să înlocuiești o integrală cu, să înlocuiești pe x cu suma limitelor de integrare a plus b minus x. Asta foarte des se aplică la integrala de asta la pi pe 2. De ce? Pentru că știți că sin de pi pe 2 minus x este egal cu cos de x, cos de pi pe 2 minus x egal cu sin de x, la fel tangenta, să zicem cotangentă, cotangenta se duce în tangentă. Și atunci, când se aplică în momentul în care a doua integrală seamănă cu prima, eventual prin adunare să mai scap de o parte din ele. Și anume, uitați, la mine vine de la 0 la pi pe 2 din. Cât face sin de pi pe 2 minus x? Ăsta este cos de x, da? Cât face cos de pi pe 2 minus x? Este sin de x. Cât face sin de x? E cos de x, da? De x. Bun. Asta e aceeași integrală. Prin urmare, dacă le aduni, ia uitați, îți dă 2i, că fiecare e egal cu i, îți rămâne cine? Integral de la 0 la pi pe 2 din. Avem același numitor, deci din sin la a patra plus cos la a patra pe sin la a patra plus cos la a patra. Da? De x. Dar ăsta e același lucru, integral din dx este x luat între 0 și pi pe 2, adică egal cu pi pe 2. Ăsta e 2u. Deci u este cine? Egal cu pi pe 4. Și cu asta am terminat problema. Ia să vedem rezultatul. Pi pe 4, răspuns corect, e. Ce înseamnă? Tangent de cine este 1 pe radical din 3? E de 30 de grade, de pi pe 6. Prin urmare, C mare, iată, este minus 1 pe radical din 3 minus pi pe 6. Și atunci revenim și avem f de x egal cu, iată, răspunsul final, egal cu 1 pe 2 logarit din x pătrat plus x plus 1 plus 1 pe radical din 3 arctangent din 2x plus 1 pe radical din 3 minus 1 pe radical din 3 minus pi pe 6. Ăsta este f de x. Hai să-l căutăm în grila acum, să vedem pe unde este el în grila noastră. F de x egal cu... și îmi cere f de 1. Stați că acum am văzut. Îmi cere f de 1 peste tot. Deci înlocuim acum, da? Și zicem, deci f de 1 egal cu 1 pe 2 logarit din 1 plus 1 plus 1 logarit din 3
plus 1 pe radical din 3 artangent de cât face 3 pe radical din 3 artangent de radical din 3 minus 1 pe radical din 3 minus pi pe 6. Tangent de cine e radical din 3? De 60 de grade, adică de pi pe 3. Deci egal cu 1 pe 2 logarin din 3 minus 1 pe radical din 3 6-i. A, și ăștia rămân așa de fapt. Plus pi pe 3 radical din 3 minus pi pe 6. Deci C-ul este egal cu cine? Cu minus pi pe 6 radical din 3. Deci, da? Deci, f mare de x integrala mea vine cine? 1 pe 2 logarin din primitiva mea x pătrat plus x plus 1 plus 1 pe radical din 3 arctangent de 2x plus 1 pe radical din 3 minus acest pi pe 6 radical din 3. Și acum ce îmi cere problema mea? A, îmi cere f de 1, da? Deci f de 1, hai să-l calculăm, să vedem cât ne dă, f de 1 egal cu 1 pe 2 logarin din 1 plus 1 plus 1 logarin din 3 plus 1 pe radical din 3 arctangent din cine? 3 pe radical din 3, care înseamnă radical din 3, minus pi pe 6 radical din 3. Dar tangent de cine e radical din 3? De 60 de grade, adică de pi pe 3. Deci egal cu logarin din 3 totul pe 2 plus pi pe 3 radical din 3 minus pi pe 6 radical din 3, mai aducem la același întorc cu 2, deci îmi dă logarin din 3 pe 2 plus 2 pi minus pi, pi pe 6 radical din 3. Sau, nu știu, ia să vedem, s-ar putea să trebuiască raționalizat, ia, că nu e obligatoriu. Deci amplificăm cu radical din 3 și îmi dă cine plus, vedem răspunsul cum vor, pi pe radical din 3, pi radical din 3 pe 18. Hai să vedem cine este. Logarin din 3 pe 2, stai că să le iau prin eliminare, stai pe 3 și ce mai zice, plus pi radical din 3 pe 18. A, uite, este ăsta C-ul, da? Ăsta era răspunsul corect. Bun. Problema 4 zice așa. Fie șirul AN egal cu n ori n plus 1 pe 2n pătrat pe 2n pătrat e minus suma aceasta, hai să o facem separat ca să nu mai pierdem timpul, suma din k ori k plus 1 pentru k de la 1 la n, atenție, înseamnă așa, suma din k pătrat plus suma din k. Ce înseamnă suma din? Suma pătratelor primelor n numere naturale, care ce înseamnă? N, n plus 1, 2n plus 1 pe 6, minus suma din K, adică suma primelor n numere naturale. N, n plus 1 pe 2, hai să facem la același numitor, cât îți dă? N, n plus 1 sus, pe lângă 2n plus 1 minus 3 ăsta, totul pe 6, adică este N, n plus 1 pe lângă 2n minus 2 totul pe 6, mai simplific și printr-un 2 și îmi dă n, n plus 1, n minus 1 pe 3. Deci asta este suma noastră, da? Și toată venea supra n la a treia, deci venea minus n, n plus 1, n minus 1 pe 3 și n la a treia. Deci, hai să aranjăm puțin șirul meu. Ăsta e pătrat, da? Și bine. Amplificăm asta cu 3, asta cu 2, nu? Că avem numitorul 2 în pătrat. Deci îmi rămâne cine? 6n pătrat și iată, sus avem 3n, n plus 1, minus 2 pe lângă n plus 1, n minus 1. Hai să aranjăm puțin șirul. Dăm n plus 1 un factor. Pe lângă cine? 3n minus 2 ori asta. Minus 2n plus 2 pe 6n pătrat, adică este n plus 1 pe lângă n plus 2 pe 6n pătrat. Ce îmi cere problema? A, limită din AN, da? L-am calculat pe AN, că nu știam, nici m-am uitat ce îmi cere. Limită din AN este limită din cine? Ia uitați, vine n pătrat plus bla 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 grade mai mici pe 6n pătrat. Nu mai pierd timpul, doar nu mă durea mâna să zic plus 3n plus 2. De ce? Pentru că la limita raportului de polinoame se iau coeficienții termenii dominanți. Cum gradele sunt egale, limita este 1 pe 6. Deci răspuns corect D. Da? Și am terminat-o și pe 4. Hai să vedem mai departe. 6, pentru că 5
a fost de fizică, da? Mulțimea tuturor valorilor parametrilor, v-am spus că fac mai de matematică, valorilor parametrului real M, pentru care M minus 1 ori X pătrat plus M minus 1, da? Plus MX plus M plus 1 e mai mare ca 0 pentru orice X real este. Astea sunt clasice. Și anume ce s-a întâmplat? Vedeți? Odată analiza se face, în primul rând să ținem cont că polinomul nostru trebuie să fie pozitiv pentru orice X real. Știți că analiza se face după delta. Dacă delta, am trei cazuri. Dacă delta e mai mare, dacă delta e egal, dacă delta e mai mic ca 0. Dacă delta e mai mare ca 0, știți că între rădăcini aveți un semn, semnul contrar lua, în afară un alt semn, adică semnul lua. Prin urmare, funcția e acele două semne. Ori mie zice să fie mai mare ca 0 întotdeauna. Deci nu merge. Dacă delta e egal cu 0, funcția are peste tot semnul lua, dar în rădăcina aceea, că e rădăcină dublă, este egală cu 0. Ori mie cere mai mare strict ca 0. Nu merge. Prin urmare, iată, am odată condiția delta mai mică ca 0. Caz în care știți că polinomul de gradul 2 are peste tot semnul lua. Pe ce semn trebuie să aibă A? Pe iată că el este pozitiv. Deci AU, adică E minus 1 mai mare ca 0. Și acum lucrez, fac delta. Cât este? E în pătrat minus 4AC, adică 4E minus 1, M plus 1 să fie mai mic ca 0 și dedesubt E mai mare ca 1. Echivalent cu M pătrat minus 4. Asta ce este? Diferență de pătrate, da? M pătrat minus 1 mai mic ca 0 și M mai mare ca 1. Adică M pătrat minus 4, M plus 4 mai mic ca 0, M mai mare ca 1. Adică minus 3M pătrat plus 4 mai mic ca 0, M mai mare ca 1. Hai să o rezolv pe asta. Rezolv întâi ecuația. Nu e neapărat nevoie să o să aduc AU să fie pozitiv, da? Cât îți dă asta? M pătrat egal cu minus 4 pe minus 3 egal cu 4 pe 3. Deci M este plus sau minus 2 pe radical din 3, da? Și acum atenție. Ce avem? Păi, iată, avem rădăcinile minus 2 pe radical din 3, 2 pe radical din 3. Între rădăcini știm că avem semnul contrar lua de C plus, în afară este minus. Ce cereți? E mai mic ca 0, deci iată că M va fi de la minus infinit la minus 2 pe radical din 3, reunit cu 2 pe radical din 3 la plus infinit. Iar a doua zice e mai mare ca 1, da? Deci iată, hai să le punem deja de aici, da? Și mai aveam și că e mai mare ca 1. Păi, atenție, 1 e pozitiv, 2 pe radical din 3 e 2 pe 1, 73 e mai mare ca 1. Deci 1 este undeva la stânga, da? Care e intersecția lor? Minunea asta. De ce mă aparține lui? Pot să raționalizez. 2 radical din 3 pe 3 până la plus infinit. Da? Răspunsul final, hai să vedem în grilă, 2 radical din 3 pe 3 până la plus infinit. 2 pe radical din 3. Deci ne-a apărut așa. Când la problema anterior a raționalizat aici. Da? Deci 2 pe radical din 3, ăsta, până la plus infinit. Deci răspuns corect A. Următoarea problemă, ia să vedem, 7. Deci n-am mai fost niciuna de fizică intercalată, 7. Fie funcția, asta e banal, f de x egală cu e la x plus 3x pătrat plus 2, unde f e definită pe r cu valoare. O primitivă a funcției este, păi facem integrală din f de x de x, este integrală din e la x plus 3x pătrat plus 2 de x, da? Care înseamnă? Integral din e la x este e la x plus 3x la a treia pe 3 plus 2x plus c. Deci iată că mulțimea integralului este e la x plus x la a treia plus 2x plus c, unde c este un parametru real. Da? Păi și uitați, răspunsul corect este c. De ce? Pentru că, stați puțin, că, da, e la x plus x la a treia plus 2, lipsea 2x-ul, deci nu mergea, ăsta e plus 6x, nu? E la x plus 6x, nu, e la x plus 3x la a treia, nu, e bun, observați, este asta, unde cine era c-ul? L-a luat, că mi-a zis, o primitivă, da? Pentru c egal cu minus 1, observați, era exact expresia aceasta, da? Prin urmare, am terminat și această problemă. 8, vedem ce urmează, 13, deci au fost probleme de fizică aici.
Fie funcția f definită pe R cu valori în R, f de x egală cu cine? A coladă, ax plus e la x dacă x mai mic ca 0 și x pătrat plus b dacă x mai mare sau egal cu 0. Zice parametrile a la a și b pentru care f continuă pe R. Acum, întâi, facem asta. Pe intervalul x, ce înseamnă continuă pe R?